Bună tuturor! Oare de ce ne cedează corpul la efort? Pentru că de cele mai multe ori stăm 8-9 ore la un birou, apoi mergem să tragem tare la sală. Practic, orice tip de efort este foarte agresiv pentru un corp care stă. Organismul nostru atrofiază tot ceea ce nu folosim noi și atunci pușcă articulațiile, tendoanele, mușchii. Se adună o grămadă de tensiune care ne doare și pe care nu știm cum să o eliberăm. Și atunci cel mai bine ar fi să începem cu pași mărunți, cu efortul bine dozat, în așa fel încât să facem față efortului. Și țineți minte, puteți să lucrați, așa cum spuneam în videourile cealaltă, și la serviciu ca să detensionați, să relaxați mușchii, tendoanele și articulațiile. Până data viitoare, numai bine și sănătate!